vă spun bună seara, prefațăm meciul de mâine dintre Astra și Pandurii Târgu Jiu. În fața noastră, antrenorul echipei noastre, Marius Mudică și Alexandru Ioniță, internaționalul de tineret al echipei noastre. Mai întâi de toate câteva cuvinte despre meciul de mâine din partea lui Șumi și a lui Alex, apoi întrebările noastre, vă rog. Da, bună seara. Referitor la jocul de mâine, un joc greu, un joc de play-off, un joc între două echipe care eu consider că încă mai au șanse la și atinge obiectivul, și anume, probabil și ei își doresc să joace în preliminariile Champions League. Și noi ne dorim acest lucru, cu toate că eu v-am spus și vă repet, obiectivul echipei Astra trasat este locurile 1-3. Este un meci cu o echipă rănită, să zic așa, după ceea ce s-a întâmplat la jocul de acasă cu FCSB. O echipă bună, o echipă care, chiar dacă nu are în componență pe Săpunaru și pe Mârjiliac, eu cred că au soluții în a-i suplini. Ne așteptăm la un meci greu. Noi venim după o victorie de răsunet, să zic așa, 4-1 în fața celor de la Dinamo, un joc care ne-au ieșit cam toate. Și mi-e frică un pic, așa, dacă am avut timpul necesar în a elimina entuziasmul, fiindcă e greu să treci de la o stare la alta și să-i aduci pe jucători atât de concentrați încât să mâine să tranșeze meciul în favoarea lor. Asta ar fi una. Iar în al doilea rând, de ce mai mi-este frică? Mi-este frică de timpul de odihnă, fiindcă Pandurii Târgu Jiu au avut două zile mai mult de odihnă față de echipa Astra Giurgiu. Și atunci, cu siguranță, probabil vor fi mai proaspeți decât noi. Alex. Da, bună seara în primul rând. Cum a spus și domn profesor, mâine este un meci foarte dificil. Întâlnim Pandurii, o echipă foarte bună. Noi o să dăm totul pe teren, sperăm să câștigăm ca să revenim din nou pe primul loc la 3 puncte de FCSB, să ne păstrăm locul așa cum am făcut-o și în celelalte etape până acum. Sperăm să ne refacem. Cei care au jucat meciul cu Dinamo au făcut-o foarte bine, sper să se refacă cât mai bine și mâine noi să fim aceia care vom domina jocul. Mai ales că jucăm acasă, sperăm să vină un număr cât mai mare la stadion să ne susțină și într-un final să se termine bine pentru noi. Întrebări, mă rog. N-am spus că mi-e frică de arbitraj. Eu mai devreme chiar am spus că cele două lucruri de care mă pun așa un pic, entuziasmul și gradul de oboseală în comparație așa cu cealaltă echipă. I-am spus și ieri că, în opinia mea, Comisia Centrală nu ar fi fost normal să delege un astfel de arbitru după tot ceea ce s-a întâmplat la jocul cu FCSB din turul campionatului trecut, în sezonul regulat. Deci nu cred că era oportună delegarea dânsului. Eu nu contest valoarea domnului Colțescu, dar există o presiune, s-a făcut atâta tamtam la momentul respectiv, nu a mai fost delegat până la această partidă, nu știu de ce n-a fost delegat în sezonul regulat, poftim, până acum și-l dă la acest meci cu Pandurii Târgu Jiu, la un meci care domnul Colțescu a arbitrat, parcă ASEA Târgu Mureș, nu? Și a eliminat foarte mulți jucători cu Pandurii Târgu Jiu, a eliminat câțiva jucători acolo. Noi am fost avantajați la momentul respectiv, toată presa pro-FCSB-istă a scos în evidență lucrul ăsta și trebuie să recunosc și eu la momentul respectiv că Steaua au marcat 3 goluri, nu știu cât de corecte la momentul respectiv, dar nu a fost întru totul
vina domnului Colțescu. Știu că două goluri au fost anulate de către tușieri și am văzut că mai nou acum și adiționalii au un cuvânt foarte greu de spus în campionatul nostru. Și atunci am considerat că la acest joc ar fi fost de evitat acest arbitru. Referitor la acest lucru că eu știam, dacă aș ști eu sau aș pune eu arbitrii sau aș avea informații de genul ăsta, vă dați seama că probabil am luat mult mai multe puncte în față sau îmi luam mult mai multe măsuri la jocurile respective. Nu, pur și simplu, eu am un băiat deștept aici în stânga mea, care el știe exact când a arbitrat, cine a arbitrat, un foarte bun om la statistică și nu numai, și am fost informat că singurul arbitru care mai rămâne cu Ecuson FIFA, și consider că la acest meci era un meci, nu poți să-l dai pe un arbitru care nu are experiență atâta timp cât se joacă locul 2. Eu consider că acum se joacă cel puțin locul 2 la acest meci. Fiindcă noi, dacă câștigăm, ne ducem la 9 puncte de Pandurii. Pandurii e greu să mai revină în 5 meciuri și să mă întreacă după aceea dacă eu câștig. Și atunci, automat, sunt în preliminarile Champions League. Consider, având 10 puncte față de Viitorul și 8 puncte față de Dinamo. Deci va fi destul de greu ca eu să pierd toate meciurile și ei sau una din ele să câștige, fiindcă mai joacă între ele. Și e logic, e matematic. Și atunci, singurul arbitru care mai rămăsese spre stupefacția mea cu Ecuson FIFA pentru această etapă era Sebastian Colțescu. Și mi-a fost frică de această delegare, pur și simplu. Mi-a spus un prieten al meu, un ziarist, că mai am și eu prieten în presă și zice și mi să vezi tu dacă nu ți-l dă pe Colțescu la meciul ăsta. Și așa s-a întâmplat, domnișoară. N-am niciun fel de relații, mai ales la domnul Diaconu sau domnul Vasaras, credeți-mă că n-aș putea să... Nu. Păi, nu știu la ce se gândește, fiindcă noi Astra, practic, hai să o luăm așa, statistic, și să închidem orice fel de discuție, fiindcă am văzut că a apărut și domnul Mihai Stoica, care face fel de fel de declarații și spune că Steaua este călcată în picioare. Spuneți-mi dumneavoastră, în acest play-off, o decizie pro-Astra. Spuneți-mi o decizie pro-Astra în momentul în care acest play-off nu se mai înjumătățesc punctele. Acum punctele contează, sunt 3 puncte. Și hai să vedem cine ar beneficia de cele mai multe avantaje din partea arbitrilor. Involuntare, probabil. Nu știu dacă acum se greșesc de voit, că nu pot eu să fac astfel de analize, dar sunt oameni, am văzut la fel de fel de posturi de televiziune, care sunt în măsură să spună dacă a fost un penalti, dacă a luat mingea cu mâna, dacă trebuie al doilea galben, sau N avantaje care se pot face la momentul respectiv. Noi n-am avut nicio decizie pro în momentul ăsta. Și s-a făcut atâta tam-tam de la meciul acela cu FCSB-ul din tur cu domnul Colțescu, încât mi-e frică mâine să nu fie această presiune și să se întâmple cine știe ce. Mi-am avertizat jucătorii înainte de jocul ăsta, chiar la meciul ăla care tot plâng ei că au pierdut, că nu știu ce a câștigat. Mi-am câștigat un punct jumate, de fapt, că s-au înjumătățit. Deci, practic, n-am câștigat nimic. Deci, nu cred că trebuie, și așa indirect îi răspund și domnului respectiv, care n-are ce discuta cu ăla de la Astra Giurgiu. Da, săracul, el e învățat acum să aibă discuții așa mai restrânse în ultimul timp, că asta e viața. Cu cine? Cu domnul Mihai Stoic. Și ce să-mi facă mie Mihai Stoic? A lucrat, a făcut forță, a avut timp liber, sau ce să-mi facă mie Mihai Stoic? Păi și acum 10 zile m-a sunat, și acum 7 zile m-a sunat. Și acum 7 zile m-a sunat. M-au sunat când vreau să nu mai spun FCSB, mă sunau. Și acum 7 zile m-au sunat. Erau la o paranghelie, nu știu pe unde, și m-au sunat. Era cu reghe în cap și... M-au sunat, m-au felicitat că ce fac eu la Astra, că nu știu ce, dar... Nu. Că nu decid eu, domnișoară, de Alibec, nu. Eu doar spun că Alibec nu va ajunge acolo, dar mai departe am și eu niște superiori. Hai că deja trecem în partea altă și să vorbim de meciul de mâine, că acum nu vreau să fac polemică cu cei de acolo. Deci ce să spună Gigi Becali? Gigi Becali, când vrea să-și bage mâinile în buzunar, săracul le nimerește la piept, care sacou și-și bagă mâinile, ca Charlie Chaplin aici. Da, apropo de Alibec, o să-l ajutați să
Ce să-i ajut? Din puținul nostru cotizăm și îi trimitem banii lui Mircea. Nicio problemă. Magazionerului. Sau îi trimitem o minge nouă din cele 12 ale noastre. Doamna Șovădică, nu se pare că s-a ajuns într-un moment în care războiul se duce poate mai mult decât ar trebui psihologii de pe teren? Eu duc. Și regeșa face. Sunt învățat. Că duce? Și eu sunt pregătit. Nu-i nicio problemă. Dar eu știi care e diferența între mine și ei? Știi care e diferența între mine și ei? La ei e un dezastru dacă nu vor lua titlul. La mine, eu îi chinui până... Și eu n-am nicio treabă, n-am... Dar îi chinui. Îi chinui până, ți-am zis, să dea ultima picătură din activul ăla care îl folosesc. Dar știți că au fost un pic deranjați că ați făcut trimitere prin acel activ, oarecum s-au simțit lezat de faptul că v-ați referit probabil la doping? Nu, asta a făcut presa, nu. Stați puțin. Deci încă o dată, vreau să punem la punct unele lucruri și cu asta închei, nu mai vreau să mai vorbesc despre acest club. Deci eu respect munca lui Regenkampf. Eu îl respect pe Regenkampf, dar el este alt gen de antrenor, alt caracter față de mine. Eu sunt mai coleric. Și niciodată nu o să poată să-mi pună pumnul în gură mie nimeni. 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 Fiindcă nu poate să mă arate cu degetul. Eu n-am luat comisioane, eu nu fac blaturi. Nu fac. Ce am făcut? M-au prins că am jucat la pariuri. Mi-am luat suspendare. Poate da tot. În rest, nu poate să zică nimeni nimic de șumudic. Asta clar. Și nu să-mi pună nimeni pumnul în gură să nu vorbesc. Eu tot timpul o să vorbesc. Și o să spun lucrurile care eu le consider că sunt drepte sau nedrepte la momentul respectiv. Eu pe ei nu-i subestimez cu nimic. Și nu vreau să pară că ei au rezultate datorită acelor vitamine sau ceva de genul ăsta. Ei formează un grup puternic, au jucători foarte buni, fără niciun fel de ironie, sunt jucători foarte buni, au un conducător bun, Mihai Stoica este un conducător bun și acum o să fie și mai puternici dacă va reveni pe bancă. Reghe este un antrenor bun, deci fără nicio glumă și nu, este unul dintre cei mai buni antrenori de la noi din țară și respect pentru ceea ce face, dar asta nu înseamnă că nu pot să mă bat și să-mi spun drepturile și să-mi cer ceea ce consider eu că de fapt se dă pentru Astra și n-ar trebui să se dea pentru ei la anumite jocuri. Nu o să vie mie să-mi spună domnul Ducadam că sunt clon sau că el consideră că a fost mare legendă, respect pentru ce a făcut la momentul respectiv. Dar acum, săracul vorbește la o emisiune acolo, ce poate să spună și el, eu deocamdată sunt pe teren, sunt implicat, pun suflet. Eu nu iau banii degeaba. Eu muncesc. Și atunci am și eu părerea mea și am dreptul să mi-o spun. Dacă deranjează, e treaba lor. Să mă atace. Și apropo de doping, scuză-mă. Asta de doping. Eu consider că trebuie să fii tâmpit ca jucător să accepti să te dopezi, care îți dăunează mai târziu sau îți plesnește inima pe teren. Eu consider că Steaua nu face lucruri de genul ăsta. Nu spunți, fără nicio glumă. N-am spus. Doar că din punct de vedere al medicamentației sunt mult mai evoluați decât noi. Asta am spus. Și atunci te ajută, nu? Nu-i normal? Dacă carburantul ăsta care te duci și îl bagi este. Sunt pe unul mai ieftin, unul mai... Dacă bagi din ăla mai așa, poate pleacă mașina mai bine. Nu-ți mai moare la stop, tu mai ții din ambreiaj. La noi se mai întâmplă, ai văzut, mai clacăm pe acasă, o mai ține din ambreiaj. Ei dacă iau activul ăsta, bium! Păi nu, dar eu nu am posibilitatea să cumpăr acele medicamente. Am înțeles că sunt foarte scumpe. Dar asta nu înseamnă că ei se... topează sau ceva de genul ăsta. Eu n-am spus lucrul ăsta și nici nu pot să afirm așa ceva, fiindcă nu știu. Ok? Spuneți la voastră că spuneți lucruri pe lume, totuși v-ați scăpat de suspendări în privința asta, având în vedere că v-ați simțit mai bine. Nu-i problema mea. Eu n-am fost eliminat. Domnișoară, eu anul ăsta nu am fost eliminat niciodată. Eu n-am avut nicio etapă de suspendare. Am avut un singur avertisment când domnul Bârsan a spus că l-am strâns mai tare de mână și a simțit că l-am tras spre mine. L-am felicitat cum face Tudor când dă mâna. Și am vrut să fie un asentimentul arbitrilor la momentul respectiv. Atâta tot. Eu n-am fost suspendat, n-am înjurat, n-am făcut absolut nimic. Mâine, probabil, sau poimine, voi fi suspendat, că-s chemat la comisia de disciplină datorită gesturilor pe care le-am făcut la jocul de Cupa Ligii
de la Pitești cu cei de la FCSB și probabil mă vor suspenda. Dar dacă pe mine mă vor suspenda, atunci și pe Săpunarul l-au suspendat pentru jocul ăsta, tot pentru gesturile respective, atunci cred că ar trebui federația sau cine să se autosesizeze și să-l suspende și pe Licușor Stanciu, care a făcut acele gesturi și care mi se par la fel de grave cum consideră ei că eu am făcut gesturile la momentul respectiv. Cât de mare ar fi dezavantajul dacă ar fi o suspendare sau dacă probabil că s-ar și activa și acea suspendare de... Nu, eronat. Eronat, n-are cum să activeze acea. N-are nicio legătură. Cum v-ați, cât de mare ar fi dezavantajul pentru asta dacă ar fi suspendat? Dacă l-ar suspenda și pe Stanciu, n-ar fi. Deci dacă pe mine mă suspendă cei care mă vor suspenda de la Comisia de Disciplină, nu ar fi corect să nu-l suspende și pe Stanciu. Și ce simțiți? Îl vor suspenda? Păi dacă nici nu l-au chemat, nu s-a autosesizat nimeni. La mine s-a autosesizat secretarul general al federației, m-a chemat. Este făcută hârtie de secretarul general al federației. Nici măcar de cei de la Ligă care au organizat meciul. Meciul a fost organizat de Ligă, a fost observator federal, n-a scris în raport, nu s-a întâmplat absolut nimic. După două săptămâni m-au chemat la comisie. Autosesizare, federație. Păi atunci de ce nu se autosesizează și jucătorul echipei naționale, care va fi noul decar al echipei naționale și care a arătat degetul mijlociu, așa la tribună? Ce înseamnă degetul ăsta? Ce înseamnă? Ce gest e ăsta când faci așa? Meriți să fii chemat la comisia de disciplină? Vă întreb pe voi aici, meriți? Vă-i frică să spuneți? Vă-i frică să spuneți? Păi fiți corect, eu am făcut așa și m-au chemat la comisie. Dacă unul face așa la tribună, merită chemat la comisie? Păi și atunci, oameni buni, așa, putărie, că nu mai suntem cu pionierii când ne punea inelul pe la salină. Haideți, mă, băieți, mă, să... Eronat. Ai stat la Giurgiu? Eronat. Noi acum am venit. Acum am venit. Cine se plângeau? Care? A, am sifoane pe la mine pe aici? Bine că mi-ai spus că o să fac o ședință și le aflu. Știu cine. Mai e unul de tare care trebuie să scap. O să scap cât de curând. Că de celălalt am scăpat. Haideți mai departe. Noi l-am jucat doar pe teren. Eu când am jucat prost am recunoscut că FCSB-ul a fost mai bună, m-a bătut cu 2-0, i-am felicitat, bravo, felicitări, sunteți mai buni. Mai departe... Păi dacă Nistor a zis că Șumudică, acum ne-am dat seama că Șumudică are dreptate. Și eu nici n-am dat mâna de două ori cu Nistor în viața mea. Ce să... Dați-vă răspunsul. Eu ce să simt? Că se joacă oarecum în altă parte acest titlu? Nu. Nu. Nu cred, nu. Nu știu. În altă parte unde? Cum? Acum sunt diverse, sau pot fi diverse cauze. Arbitri, Ligă, Federație, Comisii și așa mai departe. Nu cred, de nu. Motive, nu știu. Nu, nu. Ce simțiți dumneavoastră de asta? Nu știu, eu deocamdată nu simt nimic. Voi vedea mâine, după meciul de mâine. Eu v-am spus că până în momentul de față am jucat... Mâine este al cincelea meci, nu? Din play-off, în care nu am fost avantajați, poate am fost dezavantajați. Am avut penalti minutul 10 la Alibec, clar cât lumina, ca lumina zilei, cu Târgu Mureș și nu li s-a dat. Noi n-am fost avantajați, nu li s-a dat nimic în plus. În play-off ăsta n-avem... Ce am câștigat, am câștigat pe teren. Când m-a bătut FCSB-ul, m-a bătut pe teren, am recunoscut că așa e corect. Să fim fair play. Nu să apărăm acum să spunem că era minutul 23, nu trebuia elimina Pintilii. Păi a văzut o țară întreagă că trebuia eliminat. Apropo, numai domnul Hațegan n-a văzut. Da. Apropo de asta, a fost o nouă declarație. Tot despre Mihai Tăcă, chiar dacă a spus că nu mai vorbim, consiliu dator să vă întreb, da. A spus că speră ca mâine să vadă un arbitraj corect. Cine a spus? Mihai Tăcă. Și eu la fel. Eu îmi doresc din suflet, să dea Dumnezeu și măicuța Domnului, îmi fac cruce, să fie un arbitraj corect. Imparțial, 0% într-o parte, 0% într-o parte. Să nu dea nici să nu facă niciun avantaj. Și dacă pandurii ne vor bate, eu după meci le strâng mâna și astea. Să fie un arbitraj corect. Nu-mi doresc cu nimic mai mult. Evoluțiile bune ale lui Denis Alibec au atras atenția și unor alte cluburi. Hertha Berlin s-a văzut, pentru că Petre Buduga
nu fac eu prețul că se supără omul de la palat. Mă abțin. Mă abțin. E domnul Buduru, e domnul Nicolae care se ocupă. Sperăm să-l avem cât mai curând lângă noi. Și atunci probabil va fi ok. V-am spus ieri, am spus la un post de televiziune că prețul care ni l-a oferit la momentul respectiv când eu am luat parte la acea întâlnire a fost de 400.000. Asta a oferit. A zis că asta e valoarea domnului Ali Bek, iar salariul care îl dădea era mai mic decât la asta. Vreți să-l întrebați mai mult și pe băiatul ăsta, că a dat un gol senzațional la lotul de tineret și cred că el este viitorul. Și adică deja e prăfuit, deja nu mai, ce să vă mai... Nu v-ați plictisit de mine, o să... Mai suportați-vă până la vară și de la vară scăpați de mine. Vă promit eu. Pot să intru și în... Pot să intru și în... Numai, de la vară îmi văd de treaba mea. Numai. Păi îi las, vă ușurez munca, nu v-ați plictisit de mine, că... Am atâția prieteni pe-n presă de... O să vină unul din ăla care vă place vouă să vă facă calcule sau să cânte folk. Să se ducă la chităruță și la astea. Vă ia vă plac vouă. Lăsați-mă să vă întreb un singur... Întrebați-mă. Nu mă întreba unde plec de la vară, că nu-ți spun. Mai spuneți la asta. Păi sunt, m-au trimis 2 luni, sunt suspendat. Da, nu. 2 luni de la vară sunt suspendat. Nu pot să fac nimic. Interzis. Sunt interzis. Pot polemiza doar cu niște oameni care se respectă pe ei, măcar pe ei înșiși, sau care își respectă meseria. Atunci Mihai Stoica, la ce credeți că se referă? Mă întrebați-l pe el. Nu. Adică, ce-a vrut să zice? N-am înțeles. A fost un lucru? Îți dau numărul de telefon dacă vrei și să-l întreb, că eu nu știu ce să spun, ce eu știu, să dezvolte. Să dezvolte, n-am nicio treabă. Eu chiar îl admir pentru ceea ce face ca director sportiv, că asta e postul lui în momentul de față. Eu îl admir. Mai departe, eu sper că rezultatele vorbesc în ceea ce fac eu, mai mult de atât ce să... E un adversar pe măsura dumneavoastră în ceea ce privește aceste contre... E mai talentat ca mine. Are vorbe mai multe ca mine. E talentat. Dar văd că se abține și nu știu de ce. Mi-aș dori să mai învăț și eu câte ceva, că e mai talentat. Nu știu, nu este o presiune. Domnul Șumi cunoaște foarte bine această presiune și... Ai grijă ce zici că te... El se ocupă de ce se întâmplă în afara terenului și în privința noastră se ocupă de ce facem noi pe teren. Dar până la urmă noi intrăm acolo, noi trebuie să dăm tot ce avem mai bun. Noi suntem o echipă unită, avem un grup foarte frumos, datorită dânsului a adus... jucători de la Chiajna care ne înțelegem foarte bine, a făcut ca acest grup să fie foarte unit, poate mai unit ca în anii trecuți, pentru că sunt aici de 2 ani și avem o atmosferă incredibilă. Cu Denis, cu Budi, chiar dacă a plecat, tot este alături de noi pe acel grup de pe WhatsApp, vorbim în fiecare zi și ne bucurăm de fiecare clipă împreună. Pe noi nu ne interesează ce se întâmplă la celelalte echipe. Noi trebuie să intrăm motivați de fiecare dată pe teren și să dăm tot ce avem mai bun, să câștigăm, că până la urmă suntem pe primul loc și vrem să rămânem acolo până la finalul sezonului. De celelalte echipe nu știu ce să spun, nu mă interesează. Gândește pozitiv, îmi place până la finalul sezonului să rămânem acolo. Dar vă întreb și eu așa acum, că tot îmi place mie să am discuții așa cu presa. Vă v-a plăcut echipa asta, Astra Giurgiu, cum a jucat cu Dinamo pe Național Arena? Da? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Atât de ofensiv, puteți fi surprins în anumite... Păi dacă am avut numărul 9 pe spate, la nivelul la care am jucat eu. Că atât am putut, n-am făcut mai mult. Sunt alții care au fost mult mai talentați decât mine, alții săraci care și-au dat cu ea în gură, care vor să mai joace și ei pe pregătire și aruncă pe aici, pe... îi mușcă Paula de bărbie, dar eu pe unde am jucat, indiferent unde am jucat, la nivelul meu mic, așa cât am jucat, am luat un campionat cu Rapid, muncit cu o echipă care o iubesc
și care pentru mine campionatul ăla înseamnă cât 10 campionate luate de alții și niciodată nu o să pot să le spun jucătorilor mei să se apere. Ok, să nu băgăm autobaza, dar așa, sunt momente când trebuie să ne și apărăm. Dar eu am un motto așa în viață ca și antrenor. Dacă nu pui probleme, ai probleme. Iar la meciul cu FCSB aici am greșit eu. Și mi-o asum. Aici am greșit la Pitești. Eu? Eu sunt un băiat normal, simplu, crescut în Piața Romană, unde se fac 7 feluri de pâine, să dă ora exactă, și un singur lucru am, poate mai mult decât au alții. Am școala vieții. Și năsuc ăsta, care miroase bine. Mi-am luat un câine acum și simte tot. Și cred că în ultimul timp simt și eu. N-ați văzut că l-am simțit pe Colțescu de ieri? Și l-am mai simțit și pe Bârsan acum câtva timp. Tot simt. Așa că nu e ușor. Dar simțit, am... N-avem nicio șansă. Deci fără nicio glumă. Am devenit serios. Am devenit serios și sunt foarte serios. N-avem nicio șansă. Fără nicio glumă. N-avem nicio șansă. Nu. Că ce? Că n-avem nicio șansă? Păi n-ați văzut ce s-a întâmplat în play-off-ul ăsta, ce se întâmplă? Păi chiar suntem nebuni. Nu vedem ce se întâmplă în play-off-ul ăsta. Păi ce trebuie să fac eu să... Păi gândiți-vă că eu mâine joc cu Pandurii un meci extraordinar de greu, după care mă duc la Viitor. Păi e ușor să câștigi la Viitor? E ușor să câștigi la Viitor? I-am bătut, dar... O să vedem. E ușor să câștigi la Viitor? Nu e ușor. Ne ducem la Târgu Mureș. Deci... Nu e. Nu avem nicio... Știți cât avem șanse în momentul de față să luăm titlul? Maxim 10%. Și celelalte 90%? Într-o singură direcție. Haideți, dacă voi nu vă demoralizați, dar auziți antrenorul vostru, nu aveți nicio șansă. Nu, pentru că noi suntem plătiți să jucăm fotbal și asta facem. Mai departe, dânsul știe și cunoaște mai bine. Până la urmă mai sunt 6 etape cu cea de mâine și vom vedea ce se va întâmpla. Doar că are dreptate pentru că vede ce se întâmplă la celelalte meciuri și probabil de aia spune lucrurile astea. Dar noi trebuie să ne facem treaba până la urmă. Dacă batem mâine, avem 3 puncte în fața lor. Noi trebuie să batem meci de meci. Acum, mai departe, vom vedea ce se întâmplă. Foarte mult, pentru că pe noi rămâne doar să jucăm fotbal. Cea mai lungă conferință, dar nici când m-au... Decât poate dacă mi-a aruncat vreun praf, mai ceva, dar da. Mai stăteam atâta. N-am stat în viața mea atâta. Am transpirat. Vă ascult. Și voi, nu? Dar eu mi-am dat cu impuls. Nu, cu impuls, de la cu fluturaș, ca pe vremuri. Mi-a rămas unul, 2 martie și... Da. O să ne întâlnim peste o lună când se termină campionatul și o să zici, băi, Șumi, ai avut dreptate. Sunt alături de tine. După plecarea lui Enache, mulți spuneau că Astra, cel puțin pe partea dreaptă, și-a pierdut acolo incisivitatea. A venit în schimb cu Gemma, care a început să joace foarte bine și l-ați adus și pe Olise. Are șansă să debuteze și el și... Nu i-a venit cartea verde, astăzi sau mâine, nu știu... Astăzi ce zi e? Că nici nu știu, luni, nu mai am noțiunea timpului, jucăm la 3 zile tot, luni, nu, mâine e marți. Trebuie să așteptăm să-i vină cartea verde și cu cât îi va veni la mai repede cartea verde, cu atât îl veți vedea și pe Olisec până la sfârșitul acestui sezon. Eu sunt foarte mulțumit de jucătorii care am, sunt mulțumit de Bugema și încă o dată vă spun cu tot respectul pentru Enache, un jucător care a făcut performanța aici, a fost alături de noi, Enache a plecat fiindcă așa a vrut și Mudic. Da, Astra rămâne o candidată la primele 3 locuri și cred că dacă mâine nu vom pierde
cu siguranță va fi destul de greu să mai pierdem locul 3, va fi destul de greu. Dacă mâine vom câștiga, avem șanse mari de tot să terminăm pe locul 2. Dacă nu v-ar părea rău să plecați după ce a dus această echipă atât de sus și chiar joacă fotbal, așa cum a spus. Păi da, dar dumneavoastră, dacă ați fi președintele acestei echipe sau să... Eu sunt 2 luni, sunt suspendat din vară. Eu nu pot să activez la această echipă și nicăieri. Eu sunt interzis din vară. Din vară, din momentul din 26 iulie sau 27 iulie, 2 luni eu nu pot să fac nimic. N-am voie nici să vin la stadion. Ce ați face? Eu dacă nu pot să vin la stadion, stau, aștept să-mi treacă suspendarea, dar nu știu cum îmi va trece această suspendare, fiindcă dacă eu nu voi fi angajat undeva, nu știu cum pot să ți spășești pedeapsa, nu știu, e ambigu, așa? Deci eu nu pot să mai activez. Mi s-a ridicat suspendarea până în data de 8 iunie. Din data de 8 iunie eu nu mai pot să mai mă apropii de această echipă. 8 august. A respirat sau după cum a zis când... Nu. Este, am înțeles că este, nici nu știu, calendaristică, competițională, nu știu cum, dar eu nu mai am voie 2 luni să mă apropii de această echipă. Și ne avem voie, dacă joci în cupele europene și n-ai, eu ce să fac? Nu pot să vin la stadion. Este exact săptămâna dinaintea meciului cu Viitorul, când am fost interzis și mă căutau cei de la Gazeta Sporturilor, ca să spun și asta, e un domn Crăițoiu acolo care simpatizează cu o echipă, am înțeles, în ultimul timp și mă căuta să băga până, am auzit că s-a spus cimitir, pe acolo mă căuta să vadă dacă sunt la stadion, ca să-mi dea vreo 2 ani. N-am fost la stadion, domnul Crăițoiu. Nu m-am dus, ați luat calul greșit. Nu m-am dus la stadion. Și din vară, iară, mai am, nu, 1 lună și 3 săptămâni, că mi-am făcut o săptămână. Nu, păi era munca mea de 9 luni de zile. Și de asta... Păi și munca noastră și atunci... Păi este, dacă voi fi suspendat, ce să spun? Mareșul Liga oarecum e forțat de această suspendare. Da, exact. Am avut discuții cu președintele clubului și cu juristul clubului și mi s-a spus că există un articol, nu știu în ce regulament, un articol la punctul 9 sau ceva de genul ăsta, când clubul n-ar mai putea să mai mă țină în funcție. Și atunci va trebui să ne despărțim. Și datorită acestei suspendări, ne vom despărți. Și voi vedea ce voi face. Dacă... E ciudat un pic, adică, oarecum, acum, dumneavoastră, cum vă înțelegeți cu cei din conducerea clubului? Pentru că ei ar fi trebuit, nu știu, acum, mă gândesc eu, ar fi trebuit să găsească o soluție pentru antrenorul care, teoretic, i-ar duce în Champions League, ca el să revină să antreneze cupele europene. Nu știu, păi nu, dar în momentul de față, sancțiunea mea este suspendată. Da. Clubul a dorit foarte mult lucrul ăsta, să încheie o muncă. Mai departe, nu se mai poate încă o dată suspenda sau ceva de genul ăsta. Și automat eu 2 luni nu pot să vin la stadion. Păi și eu dacă aș fi patron la o echipă și antrenorul meu n-ar putea sau nu să vină, ia carnetul lui unul și nu poate să conducă 2 luni taximetristul, ia mașina și eu dă la altul, nu? Dacă eu nu pot să vin... Așa mi s-a transmis. Asta mi s-a spus din partea juristului clubului că este nevoit să-mi rupă contractul. Păi și nu v-a supărat un pic? Nu. Nu, că înțeleg, dacă ăsta e regulamentul și mi-au spus că trebuie să-mi rupă contractul, eu ce să mă supăr acum? Dacă ei n-au voie, am înțeles, să aibă un om care este interzis în ceva, probabil am devenit o persoană non-grată sau nu știu cum se numește exact. Mi s-a spus și curios că m-am întâlnit cu domnul Argăseală la federație și el știa și de când sunt și până când și data o știa, 8 și tot, știa tot. Am rămas un pic blocat. Da, ce? Nu comentez. Eu nu comentez. A mai fost un domn Pustai care a comentat pe la postul tău de televiziune și a intrat în direct, unde și tu angajată și unde am fost și eu și mi-a făcut mare plăcere la momentul respectiv. A intrat și a spus că comisiile astea, că nu se poate ce i s-a întâmplat lui Șumudică, că trebuia. Și m-am simțit așa un pic să comenteze la adresa mea când eu absolut n-am spus nimic de domnul Pustai niciodată. Și Dumnezeu nu doarme, ați văzut ce se întâmplă în viață. Niciodată nu-i bine să râzi de altul. Săracul acum a rămas fără servici, anul trecut a retrogradat 2 echipe și pe Rapid și pe Gazmetan, acum mai avea puțin, îi retrogradat și pe Botoșani. Și nu-i frumos să vorbești de un coleg de breaslă, să spui astfel de lucruri sau astea. Și i-am transmis un mesaj la momentul respectiv și atâta tot. Ce Astra credeți că va lua pe 1, pe 2 luni să se antreneze și după 2 luni să vină și Budică? Nu, asta... Interimar,
Eu nici nu știu în momentul de față, domnilor, eu nu știu cum îmi voi spăși pedeapsa. Din moment ce mi se va rezilia contractul, eu unde mi spășesc pedeapsa asta de 2 luni? Dacă nimeni n-are dreptul să mă angajeze. Unde mi spășesc eu pedeapsa? Ce se întâmplă? Poftim? Păi nu știu, asta e, nu înțeleg. Am făcut o cerere către Comisia de Recurs să mi se spună că în regulament scrie că nu e calendaristică, că este competițională. Și dacă mă dă afară, eu unde pot să mă duc? Că nu are dreptul nimeni să mă angajeze. Păi și atunci ce fac? Eu nu mai muncesc? Adică sunt niște lucruri care... Deci da. Regulamentele făcute... Nu pot să... Nu știu lucrul ăsta. Nu, și mai rău un pic decât prima suspendare asta. Pentru că dumneavoastră, în momentul de față, nu știți, ai vorba mea, spus să vă ispășiți pedeapsa, deci nimeni nu poate să vă angajeze deloc. Păi așa mi s-a spus. Juristul clubului, care este un... om care a lucrat la ligă și care este în măsură, mi-a arătat, este punctul 9 sau articolul 9, în care spune că un club nu poate să angajeze sau să aibă în structuri o persoană interzisă și că va fi nevoit să-mi rezilieze contractul. Și am zis, bine, domnule, dacă asta e, am greșit, recunosc, ne dăm mâna, ne despărțim, plătiți-mi ce aveți să-mi plătiți până la momentul ăsta, ce am muncit și ce să... Asta e. Bine, vă mulțumesc, sănătate. Deci te angajăm la CSU Slovenia. Da. Mâine e fără adițional? Da. Și pe urmă ne vedem cu adițional. Păi doar cei medici sunt, dar nu astra Pandori. Fără adițional la noi? Și la următoare ne vedem cu adițional. Da, deci știi, mă, pe toate sunt. Dă-ne, mă, tot. Thank you.